Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Este marți, de obicei vă obișnuiștem cu altorar, discutăm despre sport lunea, însă mâine este un meci cât se poate de important pentru handbalul buzoian. Într-o luptă dintre asta nebună, o evadare, cum spun englezii, către lumina de la capătul turneului, și anume rămânerea în Liga Zimilor. Vorbim despre handbalul buzoian masculin cu Răzvan Voicu, managerul, team managerul echipei HC Buzău. Răzvan, bine revenit la noi în studio. Bine v-am găsit, ce să mulțumesc zic, de invitație. Sunteți pe cai mari de la din retur până acum. Mergeți, o să-mi spui că nu e așa și că meciurile, toate sunt meciurile sunt grele, așa pentru este. Că toți antrenorii și oamenii din sport acum sunt diplomați, dar merge mult mai bine decât în tur și se observă cu ochiul liber și în clasa mea. Sigur, așa este. Este foarte mult spus că suntem pe cai mari. Suntem într-o luptă continuă și o luptă nebună pentru salvarea de la retrogradare. Într-adevăr, este o diferență între jocul nostru din tur și jocul nostru din retur. Am avut o iarnă în care ne-am pregătit foarte bine, o iarnă în care am analizat tot ce s-a întâmplat în tur, am schimbat unele lucruri, am beneficiat și de aportul unui jucător extraordinar, Ibu Ibrahima Dio, care a schimbat un pic jocul echipei noastre, s-a muncit foarte mult în această iarnă. Rezultatele, sigur, nu sunt întâmplătoare, o muncă foarte grea. Am avut un meci cu Timișoara, dacă vreți, care ne-a descătușat un pic. A fost un meci foarte important, un meci pe care l-am câștigat acasă la Buzău, un meci în care publicul a fost extraordinar, am avut o parte de o sală plină. Băieții s-au descătușat, aveam nevoie de un declic, aveam nevoie de un moment în care să rupem acele ghinioane, am pierdut câteva meciuri în tur la un gol, la două goluri, poate un pic pe lipsă de experiență, un pic de ghinion, eu știu, dar e o altă abordare, se lucrează foarte bine, băieții au înțeles și avem de făcut pentru acest retur și pentru play-out-ul care urmează. Vom face tot ce ține de noi, vom face imposibilul să rămânem în Liga Națională. Mai sunt meciuri foarte grele, mai sunt meciuri foarte multe, plus că urmează play-out-ul care este un alt campionat. Da, o să vorbim și de Ibrahim, o să vorbim și de meciul cu Timișoara. Chiar vorbeam cu unul dintre componenții după meci, evident, lotului timișoran și el sublinia că publicul buzoian, și o să vorbim și despre public, însă vreau să ne întoarcem un pic la începutul campionatului. Voi ați pornit cu un handicap, pe lângă handicapul echipei care promovează, ați pornit și cu handicapul lipsei numelor. N-ați putut să faceți transferurile pe care vi le doresc, să zicem. Promovarea a venit, să zicem, după ce mutările pe piața din handbalul românesc se cam făcuseră deja. Așa este, sigur, n-a fost vina nimănui până la urmă. Noi când am promovat în Liga Națională și ne-am înscris în Liga Națională, celelalte echipe deja plecau în pregătire. A fost o luptă contra cronometru, a fost o muncă incredibilă să formăm o echipă, să lipim lângă jucătorii pe care am avut la Liga a doua și pe care i-am ținut pe toți în lot. Am reușit să facem câteva transferuri, am închegat o echipă cu care ne-am prezentat în Liga Națională, sigur, când aduci 6 jucători noi și cu jucătorii vechi care nu au jucat niciodată în Liga Națională, este foarte greu de la primul meci să obții rezultate. Dar împreună cu echipa tehnică, cu domnul Voica, cu domnul Constantin, s-a muncit foarte bine de la etapă la etapă, am învățat lucruri noi, băieții au înțeles ce înseamnă Liga Națională. A fost un început foarte greu, așa este. Până și domnul Voica a venit după promovare, știu că a fost la conferința voastră de presă. Atunci, sigur, imediat când s-a anunțat obiectivul, conferință ținută în incinta sălii sporturilor, abia apoi a venit domnul Voica și evident, numele atrage după sine și alții, atras după sine așa și alți este, băieți. Așa este și e un lucru important să știți. Se lucrează la un nivel foarte profesionist, se lucrează, dacă vreți, cum lucrează echipele la cel mai înalt nivel. E mult de muncă. Este foarte mult de muncă, în fiecare să știți că se lucrează 8-10 ore. Stăm 2 antrenamente pe zi în sală, când nu avem antrenament în sală, stăm la birouri și analizăm, gândim, socotim, vizionăm, tăiem, decupăm, prezentăm. Trebuie să spun că aici nu încerc să fiu partizanul nimănui, eu ultima oară când am venit la voi am găsit pe băieți la sală, în sala de forță. Acolo adică suntem, chiar, să știți, acolo sunt băieți, sunt 4-5 ore pe zi la sală, când nu avem antrenament efectiv, se fac vizionări, se fac discuții, analizăm ce s-a întâmplat etapa trecută, ce se va întâmpla, cu cine jucăm, ce avem de făcut. Fiecare, să știți că primesc materiale băieții, fiecare
ce are de făcut, unde are de făcut, pe postul fiecăruia, cu cine jucăm, ce avem în față. Se lucrează la foc continuu, de altfel nici nu se poate, altfel dacă vrem să ne atingem acest obiectiv. Da, un alt impediment, a zice eu, cel puțin în ceea ce privește înregimentarea de jucători la Buzău, a fost directiva pe care a dat-o federația. Așa. Și în legătură cu cele 10 țări, să zicem, fruntașe, să aduci, de exemplu, un iranian, ceea ce o să se întâmple la Buzău, da, necesită o grămadă de chinuială și de formulare și de carte verde și de așteptare. Din cartea verde nu este, se semnează actele astăzi și, să zicem, cartea verde este peste o lună. Exact în această situație suntem noi acum. Am reușit să-l aducem în țară pe Nosrati Shahu, un jucător de echipa națională din Iran. Sigur, a durat un pic mai mult obținerea vizei, fiind totuși o zonă nu din cea mai fericită. Acum așteptăm să iasă permisul de muncă, să putem să-l folosim la joc. Este greu. Noi n-am putut beneficia de criteriile impuse de Federația Română de Handbal. Nu am avut dreptul decât la 2 jucători străini fără criterii să îi transferăm. Noi să aducem jucători în criterii, dacă nu este imposibil, să știți că este foarte greu. Un oraș ca Buzăul, o echipă ca noastră, este foarte, foarte greu să atragă jucători din primele 10 națiuni ale lumii. N-or să vină la Buzău, sau dacă o să vină la Buzău, or să vină pe niște bani extraordinar de mari. Și atunci, din păcate, nu am putut să aducem decât 2 jucători străini. Sperăm că am făcut niște alegeri foarte bune. Să vedem ce va fi la vară, dacă vom rămâne în Liga Națională și dacă se va întâmpla ceva cu aceste criterii. Încercăm să ne orientăm și pe piața internațională. Dacă nu, vom încerca să mai aducem jucători unde este nevoie de pe piața internă, dar vă spun, este foarte greu. Da. Deci piața internă este o piață foarte, foarte grea pentru noi, pentru că jucătorii români sunt foarte greu de găsit, liberi de contract sau care să termine contracte, și sunt niște jucători care nu sunt ieftini, să știți. Bănuiesc că niciun jucător pe care el e la grilă, de-abia ieșit dintr-un liceu sportiv, nu e ieftin. Sigur, sigur, și grilele sunt destul de mari, dar nu găsești jucători. Deci nu găsești jucători. Jucătorii români sunt scumpi, jucătorii români sunt foarte puțini care își termină contractele și totuși să vii la o echipă care este nou promovată este mai greu. Și atunci, sigur că analizăm foarte bine, vedem ce posturi avem deficitare, suntem în discuții, dar va fi foarte greu să aducem jucători foarte, foarte, foarte buni. Ne întoarcem din nou, ne întoarcem la 2019. S-a observat așa o diferență, nu știu, și în joc și în rezultate până la urmă, între HC Buzăul din tur și prestațiile din retur. Hai să fim serioși, au fost câștigate meciuri pe care cunoscători de handbal, nu jurnaliști, nu chibiți, le credeau imposibil de câștigat. Așa este, să știți că aducerea lui Dio a fost un câștig. A fost un câștig foarte mare pentru echipă. S-a întărit centrul apărării. Să știți că Dio este un jucător, nu profesionist, este profesionist cu P mare, dacă vreți. De altfel, acum știți cum e, acum o săptămână a fost chemat la Paris, cei de la PSG i-au făcut un meci de retragere. Mă gândesc că l-au apreciat pentru întreaga carieră, nu l-au chemat doar așa să-l aplaude. S-a schimbat un pic viziunea în apărare, unde Dio, știm cu toții că a fost cel mai bun apărător din România. Da, pentru cine nu știe, dinamoviștii sigur îl știu pe Dio, pentru cine nu știe, Dio a câștigat, chiar a fost, zilele trecute a fost un sondaj pe un portal ce ține de clubul Dinamo, în care subiectul principal era Ibrahima, probabil se aflase de meciul de pregătire, cred că acum vreo 2 săptămâni se aflase de meciul de pregătire și era cine, întrebarea suna cam cine a fost inima echipei Dinamo la obținerea ultimului, celui mai recent titlu. Formula era mai puțin, să zicem, așa să sperăm este, că nu e ultimul, că nu o să fie ultimul. Și răspunsul era Ibrahima, eu chiar am fost, uite bă, unde a ajuns băiatul. Să știți, face o echipă foarte bună cu domnul Eliodor Voica. Să înțeleg din priviri, dacă vreți. Domnul antrenor, dacă simte ceva în teren, numai din 2 semne și Dio imediat știe să reacționeze, știe ce este de făcut. Când urcă în atac din nou, îi ajută pe băieții cu soluții foarte bune, cu sfaturi foarte bune, în vestiar, la antrenament. Este un câștig. Este un câștig, este un jucător profesionist, este un jucător foarte bun, toată lumea are de învățat de la el, este un exemplu. Băieții s-au pliat foarte bine, ascultă ce li se transmite, învață, tot timpul avem de învățat și este un câștig pentru echipa noastră, categoric. Așteptăm acum să intre și Nosrati pe Inter-dreapta, sperăm și el să fie de altfel, la fel un Inter-dreapta, câștig. Inter-dreapta, să zicem, pe mâna stângă. Inter-dreapta pe mâna stângă,
foarte rar, foarte rar și foarte greu găsești un Inter dreapta, un stângaci. Am făcut efortul foarte mare să-l aducem. Sperăm să intre cât mai repede, să ne ajute, pentru că v-am spus și vă repet, urmează play-out-ul unde va fi război. Și nu va fi război, va fi război cu rămare. Va fi un război pe viață și pe moarte, un război cu 6 echipe, din care 2 vor retrograda direct, 2 vor merge la baraj. Va fi incredibil de greu, va fi o luptă, vă spun, va fi o luptă cu cuțitele pe masă. Teoretic încă mai sperăm să evităm play-off, dar trebuie să ne și pregătim pentru play-off. Putem spune că Ibrahima este antrenorul din teren al Buzăului? Categoric, plus că are lângă el jucători cu mare experiență. L-are pe Asoltane, l-are pe Mironescu, l-are pe Bușecan, jucători cu campionate câștigate în România. Și atunci sigur că lucrurile devin un pic mai ușoare în anumite momente, când ai jucători cu experiență, când ai jucători cu Asoltane și cu Mironescu. A jucat împreună la Dinamo și sigur că au un trecut în spate și devin niște automatisme, devin niște lucruri pe care dacă le repezi la antrenament, sigur că și la meci o să ajungă să-ți iasă. Și noi sperăm ca de la meci la meci să creștem în joc, să creștem în atitudine și să punem probleme cât se poate de puternice fiecare echipe cu care jucăm. Da, înainte de jocurile bune pe care, nu știu, pe care le-a avut HC-ul, au fost... Eu încă nu mi-explic creșterea asta așa, evident, sunt multe ingrediente în cocktailul ăsta care a dus la jocul bun. Au fost și 2 amicale cu Dinamo, amicale unde, ca să parafrazăm un om de fotbal, am făcut foarte bine. Poate mă gândesc, a adus un, nu știu, un boost în moralul jucătorilor. Sigur. Pentru că până au jucat cu o echipă despre care se știa că o să joace cu Sporting Lisabona în Cupa Campionilor. Adică, să știți că după primul meci, am jucat 2 meciuri cu Dinamo. Meciurile fiind jucate în sala sportului aici, la noi acasă. La Buzău, după primul meci în care i-am bătut pe cei de la Dinamo și Dinamo jucând cu prima echipă. În afară de 2 jucători străini care au plecat la campionatul mondial, au jucat cu prima echipă. Și să știți că au jucat băieții noștri atât de bine, încât efectiv cei de la Dinamo ne-au felicitat după meci. Zic, este ok față de meciul pe care l-am avut în campionat în toamnă, este o creștere extraordinară. Și de atitudine, și de voință, și de dorință, și de orice. Și atunci, asta le-am și explicat băieților în vestiar și le spunem în fiecare zi. Nici ceilalți cu care jucăm n-au 3 mâini, n-au 3 picioare. Totul ține de dorință, totul ține de pregătire, de voință și în momentul în care intri în teren, noi tot timpul le spunem. La noi fiecare meci este o finală. La noi fiecare meci trebuie tratat ca și cum ar fi ultimul meci. Și atunci când intri în teren și îți dorești și faci absolut tot ce ține de tine și tot ce stă în putință să câștigi, nu are cum să nu-ți iasă. Sigur, mai și pierzi, este firesc, este natural. Jucăm cu echipe care sunt la fel, sunt echipe foarte bune, sunt echipe foarte puternice. Uitați-vă, noi am pierdut acasă cu Făgărașul. Făgărașul cu o etapă înainte i-a bătut pe cei de la CSM București. Făgărașul deci este... care este în spatele nostru în clasament. Sigur, în momentul ăsta Făgărașul este în spatele nostru, dar este o luptă echipă. Nu mai este acea diferență de valoare atât de mare între primele echipe, dacă vrei, și cele din subsolul clasamentului. Dinamo abia a bătut cu un gol la Suceava. Noi am câștigat la Suceava. Deci este o luptă incredibilă. De ce zic că parcursul HC-ului a fost o surpriză în retur? Pentru că am început să spunem cu stângul. Bine, într-un loc unde, fie vorba între noi, nu știu cât se așteptau să câștigăm, la echipa care probabil va câștiga campionatul și mă refer la cei din Constanța, se numește Dobrogea Sud, Constanța, unde meciul, culmea, cu atât mai frustrant, am văzut câteva secvențe din meci, nu este meciul integral pus pe YouTube, dar unde s-a jucat și unde scorul a fost echilibrat mare parte din timp. Deci, cel puțin prima repriză, nu că am jucat de la egal la egal cu cei din Constanța, am jucat foarte bine. Sigur, Constanța o echipă extraordinară, o echipă foarte puternică, o echipă cu jucători cu 10 ani, cu 12 ani de campionat, cu 9 campionate câștigate, cu ani de zile în Liga Campionilor. Nici nu se pune problema, dar am jucat de la egal la egal cu Dobrogea Sud Constanța, echipa de pe primul loc. Am plecat de acolo, cei de la Constanța ne-au strâns mâna, ne-au felicitat. Sigur, ne cunoaștem cu ei de foarte multă vreme, au jucat foarte mulți ani și la Buzău. Am lăsat o impresie foarte frumoasă, am lăsat o impresie foarte bună la Constanța, de altfel acest lucru l-am făcut pe peste tot. Apropo, cum stafful, un staff al unei echipe de handball, fotbal, habar n-am, cum remontezi un lot de jucători după ce, să zicem, pierzi un meci cu o echipă de pe primul loc, după ce scenariul putea să ducă
putea să dea câștigătoare oricare dintre ambele combatante și ei se uită la sfârșit așa, nu știu, abar n-am, în autocar, uite bă, ăia sunt pe primul loc, de bea n-au bătut și noi anul ăsta ne batem la retrogradare. Am avut aceste discuții mai ales în tur. Deci în tur am pierdut câteva meciuri la un gol, la două goluri și îmi vin în minte acum meciurile cu Baia Mare, meciurile cu Călăraș. Meciuri pe care dacă aveam poate un pic mai multă experiență, dacă aveam și un gram de noroc, poate le-am fi câștigat. Și atunci, sigur că stând a doua zi, a treia zi, ne plângeam în pumn, ne venea să ne luăm fiecare de păr, cum am pierdut acest meci. Și acest lucru ne-a întărit, le-am explicat băieților. Ne mai trebuia ceva, mai aveam nevoie de un pic. Haide să schimbăm, haide să muncim, haide să înțelegem lucrurile astea și să plângă ceilalți, vorba aceea, să nu mai plângem noi după un meci pierdut la un gol. Da? Aceeași problemă am avut la meciul cu Făgărașul. Deci meciul cu Făgărașul l-am pierdut aici acasă la un gol. Credeți-ne că nici acum nu ne vine să credem că am pierdut meciul cu Făgărașul. Puteam să câștigăm fără niciun fel de problemă. Făgărașul nu a fost neapărat o echipă foarte puternică de altfel, o echipă foarte bună, dar a fost acea zi în care efectiv nu s-a putut, nu ne-a ieșit, n-am reușit. Dovadă că ne-am remontat, dovadă că ne-am revenit, ne-am dus la Cluj, am câștigat. Sigur, un meci poate cu o echipă un pic mai accesibilă. După care am venit acasă în meciul cu Bacău, un meci extraordinar de greu. Deci un meci la un moment dat conducea Bacău cu 3 goluri. A fost nevoie de acel declic să ne revenim din pumni, să revenim, să ajungem la egal, să trecem peste Bacău, să reușim să câștigăm meciul. Asta dovedește bărbăție, asta dovedește caracter, asta dovedește putere de muncă și faptul că băieții au înțeles și au de făcut. Știu, s-a pierdut cu Făgărașul, să zicem, și acum sunt regrete, dar una dintre, eu citeam și prin presa de la Timișoara, una dintre surprizele campionatului a fost realizată aici, în sala sporturilor, unde Timișoara a plecat învinsă. Erau jucători cărora nu le venea să creadă că... Bine, chiar au fost, unii dintre ei chiar au fost fair play și au spus, domnule Buzău, cei de la Buzău au fost mai buni. Să știți că noi n-am considerat-o absolut deloc o surpriză. După meciul tur de la Timișoara, pe care l-am jucat în toamna trecută, în care conduceam cu un gol la pauză și celor de la Timișoara nu le venea să creadă, Buzău, o echipă nou promovată, etapa a treia, au venit la noi aici să... și ia uite ce joacă. Să știți că noi am pregătit meciul cu Timișoara să câștigăm. Deci noi am pregătit meciul cu Timișoara să câștigăm. Toată săptămâna n-am avut în cap decât să câștigăm cu Timișoara. Știam că sunt o echipă nu puternică, foarte puternică, niște jucători de lot național. Locul pe care îl ocupă ei acum e oarecum nemulțumitor pentru ei, să spune, ei sunt pe 7 și vreau cupele. Și atunci să știți că băieții au intrat în teren, aia le-am și spus, noi trebuie să câștigăm cu Timișoara, putem să câștigăm cu Timișoara. Da? Și atunci a fost un meci incredibil, a fost un meci extraordinar. Au luptat băieții și au jucat ca și cum era finala Ligii Campionilor. Asta dovedește că ceea ce li se transmite, asta dovedește că băieții înțeleg foarte bine ce ne dorim și ei și-au dorit, nu că 100%, 120%, și când am tras din ei după meciul cu Timișoara, să știți că cei de la Timișoara au plecat și au spus, bă, jos cu pălăria, ați fost mai buni, ați câștigat, niciun fel de problem. Da, chiar avem... După meci au fost doi jucători ai oaspeților, ai bănățenilor, care au spus, chiar nu mă așteptam la atâta fair play din partea lor, au spus că Buzău a fost mai bun și evident au vorbit și despre publicul buzoian, o să vorbim mai târziu și despre public, trebuie să spunem că condițiile în care s-a desfășurat au fost așa, niște condiții fericite care au dus la victoria cu Timișoara, în sensul că ei au avut un meci foarte greu înainte de meciul cu noi și am înțeles că au avut și un drum destul de lung până la Buzău. Așa și ceea ce este, până la urmă, bravo nouă! Că... Știu, râul Ramu, știți cum e, noi ne-am pregătit, nu ne-a interesat, într-adevăr. Ei au avut un meci foarte greu înainte, drumul, orice echipă care vine la Buzău, că vine de la Baia Mare, că vine de la Timișoara, că vine de la Suceava, toate drumurile sunt grele și noi am avut drum la fel de greu până la Timișoara. Sunt jucători profesioniști. Să știți, sunt jucători profesioniști, sunt jucători de lot național. Scuze, sigur că ei își pot găsi. Dar faptul că noi am jucat foarte bine și am reușit să câștigăm, nu o scade cu nimic din meritele noastre. Da, luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Discutăm și programul meciurilor pe care le vom mai disputa HC Buzău și să sperăm că nu se întâmplă, dar trebuie să fim pregătiți să discutăm un pic și despre formatul play-out-ului, care este unul cât se poate de interesant.